Astăzi, la instituția prefectului, a avut loc o întâlnire cu toți factorii de decizie cu privire la avizarea sau nu a carierei de granit ce urmează să se deschidă la Rânca. La întâlnirea cu subprefectul Marcel Romanescu au luat parte reprezentanții APM Gorj, cei de la Drumuri Naționale, Inspecția în Construcții, primarul orașului Novaci și reprezentanții Obștii Bergești Vlădoi. Dacă până acum realizarea carierei nu a constituit o prioritate, recent a fost tras un semnal de alarmă, dat fiind faptul că această exploatare de granit presupune dinamitări și transport de mare tonaj pe un drum recent realizat ca transalpin. Ca în orice lucru există și partea negativă și asta este legată în primul rând de posibilitatea de afectare a turismului pe zona Rânca și a locuitorilor din zona Novaci și a celor care dețin pensiuni la Rânca. Vorbim de exploatarea granitului prin dinamitare, pe de o parte care presupune normal un disconfort fonic, pe de altă parte vorbim de un transport care s-ar putea realiza. De asemenea, o altă problemă este aceea că respectiva carieră este foarte aproape de zona locuită și de unul dintre cele mai importante relee din Rânca. Abia după ce vor fi efectuate verificări la fața locului, se va emite sau nu autorizație firmei din București care intenționează să exploateze granit la Rânca. Respectiva activitate să nu constituie un inconvenient ostabilă vis-a-vis de strategia de dezvoltare a turismului în Gorj. Mai precis, vis-a-vis de stațiunea Rânca. Și pe tema asta am avut discuția respectivă, urmând ca în săptămâna următoare să mai facem un pas și să chemăm la discuție inclusiv dezvoltatorul de proiect și inclusiv pe cel care are în administrare area respectivă. În timp ce autoritățile județene se opun deschiderii acestei cariere, proiectul este susținut de primarul din Novaci, Pantelimon Todea, dar și de reprezentanții Obștii Bergești Vlădoi.